stabilire ca și la începutul acestor partide. Ioan Ovidiu Sabău, Ionuț Rada, bună seara, domnilor. Bună seara. Bună seara. Rezultat bun pentru CFR la ceea ce am văzut? Foarte bun. Deci în deplasare s-a părut și echipa mai bună, totuși CFR, echipa care și-a dorit mai mult, parcă își dorește mai mult, că nu s-a calificat, își dorește mai mult această calificare și nu întâmplător cred că au fost eliminați de către Maribor. O echipă care joacă mai mult pe calități individuale. Nu am văzut un joc de echipă bun, în schimb, clar, CFR, o echipă mai organizată, echipă care a alergat mult mai mult și s-a văzut așa o stare bună de spirit la jucătorii CFR-ului, ca dovadă că își doresc foarte mult să se califice. Ionuț, e un paradox, dacă e să comparăm meciul cu Punic. CFR atunci a făcut o dublă chiar foarte bună din punct de vedere al jocului, sigur, cu acele excepții când s-au retras voiți sau nu. Astăzi n-a făcut un meci excelent în fața unui adversar, hai să spunem, poate mai bun decât Punic, dar cu toate astea vine un rezultat mai bun. CFR Cluj a încercat să controleze, să aibă posesia și a făcut-o foarte bine, însă în ultimii 30 de metri acolo a suferit incredibil. Adică foarte greu și-a creat. Nu știu dacă au avut, în afară de faze fixe, n-au avut o fază cu care să ajungă așa din construcție la poartă. Acolo suferă, cred eu, cel mai tare, pentru că în apărare lucrurile încep să, cel puțin la meciul acesta, au fost foarte ok. Într-adevăr, au avut un început destul de ezitant cu ocazia pe care au avut-o în primele minute, după care faza fixă. Dar, în rest, CFR Cluj, da, a avut o posesie bună, a încercat să construiască. Au fost, la un moment dat, și câteva minute în care a avut un schimb bun de pase, dar, așa cum am spus, în ultimii 30 de metri, foarte greu. Da, domnule Sabo, care ar fi aturile CFR-ului? CFR încă e la început de sezon. Bielorușii ar trebui să fie acum în formă maximă, pentru că la ei se termină campionatul în noiembrie. Adică, teoretic, am văzut cam cea mai bună variantă a celor de la Shakhtyor, pe când CFR cred că se poate mai bine. E ăsta un argument pentru calificare? Sau da, mie mi se pare echipa care pleacă cu prima șansă după acest joc. Nu va fi ușor. Trebuie să joci tu foarte, foarte slab și ei să joace foarte bine, să califice. Mi se pare echipa mai și care stă mai bine din punct de vedere fizic. Și jucătorii parcă mai motivați, mă refer la jucătorii CFR-ului și așa cum am spus, cred că pleacă cu prima șansă CFR-ul. Haideți să vă citesc câteva statistici. Posesie de 60% pentru CFR, ceea ce vedem destul de rar, trebuie să recunoaștem acest lucru, mai ales în meciurile europene cu adversari mai așa apropiați. Șuturi la poartă, 7-4 pentru bieloruși. Șuturi pe poartă, 1-1. Sigur, au fost și acele bare care nu se pun. Da, și bară și pentru bieloruși și pentru noi. Și să vedem la numărul de atacuri, că aici sunt curios. Mai multe atacuri CFR. Atacuri periculoase aproape de două ori mai multe CFR. Adică, au încercat, asta spun că au încercat să plece din spate. Clar, cred că cel mai bun om al lor din nou este Boateng, adică un jucător foarte bun pe recuperare, un jucător care aleargă foarte mult și ocupă foarte bine zona centrală, recuperează foarte bine. Dar, așa cum am spus, un alt sezon, cel puțin până când se va încheia fereastra de transferuri, CFR Cluj are nevoie, nu 100%, 1000% de un jucător creativ. Asta voiam să vă întreb, asta era chiar ultima întrebare, analizând deja, că deja s-au jucat câteva meciuri. Practic, nu, CFR Cluj nu are în acest moment un jucător creativ, un jucător la mijlocul terenului care să vină acolo și să poată să dea acele culoare, să dea pasele de ultima pasă. Da, se așteaptă de la un Petrila, se așteaptă de la Deac și cu Camora sunt practic storși, sunt jucătorii care practic s-a apelat la ei în toate meciurile posibile și imposibile. Adică și ei cumva ar trebui cumva să fie odihniți, pentru că altfel e foarte greu și pentru ei să joace la un nivel foarte, foarte înalt. Dar așa cum am spus, sperăm că până la sfârșitul campaniei de transferuri, până se închide fereastra,
să se aducă și un jucător pe acest post. Subțire la mijloc, CFR, mai ales de pe bancă. Bine, Hoban, ok, Hoban e un caracter extraordinar, e un jucător de vestiar, dar... Bine, el e defensiv, exact. Nu poți să construiești cu Hoban. El e rolul lui Boateng, exact, am și văzut această schimbare. Adică Hoban nu poate să-ți vină acolo în spatele vârfului sau să primească între linii. Nu este jucător mobil, are vârsta pe care o are. El este defensiv, el este să închidă jocul. Nu a apărut Bordeanu, nu știu de ce. Da, a fost pe bancă. Da. Da, probabil că sunt și parametrii fizici, nu sunt... Bine, ai nevoie la un astfel de joc, clar, Dan a pregătit să nu primească gol. Avea nevoie de jucători care, din punct de vedere fizic, să facă față adversarului. Și au făcut față. Adică nu s-a pus problema. Chiar mai bine a arătat CFR-ul din punct de vedere fizic. Dar, sigur, acel jucător care să-ți facă diferența, în primul rând, îl găsești foarte greu. Trebuie să dai, să-l plătești foarte, foarte bine. Și greu să vină într-un campionat ca și România un jucător... un număr 10 care să facă diferența. Tehnic, jucător de ultimă pasă, dribling, lovituri libere, mai departe. A, eu nu ți-ai spus de jucători uzați. Deac și Camora, de înțeles. Nu sunt neapărat, însă și alții care au intrat, da, așa într-o... Ideea este nu neapărat uzați, Mădălin, ci fizic, ideea vorbesc, în care, nu... practic, Camora și Deac au jucat în toate meciurile, toate minutele. E normal să aibă un, cum să zic așa, un joc nu foarte strălucit, poate nu energic, poate nu fresh, așa cum îl știm noi pe Ciprian sau Camorea, la fel să facă banda mult mai mult. Mai ales că e un port foarte solicitat. Asta și în general cam toate la Dan. Sunt jucătorii care joacă sau joacă de an bun de zile, minute după minute, adică meci după meci. De asta spun că și ei cumva ar avea nevoie să mai fie, eu știu, odigniți, să vină cu un alt tonus, dar neavând alte soluții, clar, joacă cu acești doi jucători. Am văzut și fazele fixe, nu au fost bătute foarte bine de Ciprian, adică au avut două, trei faze din lateral unde putea să vină cu niște centrări foarte bune, iar la fel, nu au fost față de alte dăți, când știm foarte bine, la fazele fixe și Ciprian, dar și jucătorii CFR-ului rezolvau un meci de genul ăsta, destul de închis. A, domnule Sabodan Petrescu a spus de mai multe ori că faptul că nu mai reușește acele rezultate pragmatice este și din cauza faptului că s-a schimbat foarte mult în defensivă, pentru că au fost acolo schimburi. Vreau să vă întreb, îl credeți pe Dan Petrescu în stare, capabil să inoveze, să se adapteze, să facă cumva ca echipa să joace altfel? Are un anumit stil de joc. Antrenează, are un anumit stil de joc, nu știu ce ar putea să schimbe. El a obținut prin felul lui de a fi, de a antrena, de a motiva jucătorii, de a transmite o idee care o are a lui, bineînțeles, să câștige atâtea campionate la rând. În urmă, ce ar trebui să facă, ce să schimbe, adică ce să facă spectacol, să aibă posesie, să înscrie 4-5 goluri, nu o să poată să facă acest lucru, pentru că și jucătorii sunt aduși, în primul rând, pe calități fizice. Și jucător să aibă o bună capacitate de efort, disciplinat, să antreneze foarte bine. Putem să aducem jucători de calitate, să plătim foarte mulți bani pe transferuri și să aibă și un salariu foarte, foarte, foarte mare. Apropo de transferuri, pentru că e o seară europeană și am tot vorbit și înainte de aceste partide despre transferurile pe care le-a făcut FCSB, în primul rând pentru această campanie, de ce nu chiar pentru grupele Conference League, l-avem la telefon pe Cristi Dulca. Să ne dea mai multe detalii despre ce s-a întâmplat. Cred că astăzi s-a făcut transferul. Bine, noi bănuiam de mai de mult că va ajunge la una dintre echipele din top 3, fiul său, Marco Dulca. Bună seara, Cristi! Da, bună seara! Bună seara, salut pe toți colegii mei! Nu ne auzim, cred... Da, acum. Bună seara, Cristi. Am zis că bună seara, îi salut pe toți colegii mei și pe... Ionuț Rada și Ioan Ovidiu Savo, dacă nu ne urmărești. Da, da. Îi pup. Ești bucuros de acest transfer? Sincer, sunt foarte fericit, da, da. Faptul că Marco a făcut un pas important în evoluția lui și în cariera lui, sunt foarte, foarte bucuros. Au fost câteva zile chiar foarte grele și mă bucur că el e fericit, e într-un loc în care și la o echipă pe care, adică
o echipă care l-a vrut, în primul rând. Da, pentru că n-a fost gratuit, era acea clauză, nu? De 300.000 de euro, adică au fost plătiți banii aia, bănuiesc, nu? Exact, s-a vorbit în ultimul an de foarte multe oferte pentru Marco. FCSB-ul a fost singura echipă care a plătit această clauză și l-a vrut cu adevărat. Eu îi doresc baftă, îi doresc succes și cred că a făcut o alegere bună și va fi bine din punctul meu de vedere. Dacă vreți să-l felicitați sau să-l întrebați, vă rog frumos. Felicitări, Cristi, chiar mă bucur mult pentru, în primul rând, pentru Marco și pentru voi, pentru că știu că așteptați de mult transferul ăsta. Clar, Marco avea nevoie să facă acest pas. Însă știm foarte bine că la FCSB e o presiune foarte mare. Ok, el a jucat înainte la Viitorul, Farul Constanța cu Hagi, acum a avut acest parcurs bun la Chindia. Cum îl vezi la FCSB din punctul ăsta de vedere? Mai are, adică, sub presiunea patronului, sub presiunea... Poate și un rol mai important, poate și ceva mai ofensiv, că na, FCSB joacă ofensiv. Va conta mult. Ionuț, ascultă-mă, un jucător fără presiune nu se dezvoltă. Nu progresează. Da. Corect. Un jucător fără presiune, un jucător care nu joacă la un nivel foarte mare... Acum pui și tu presiune pe el. Crede-mă că i-am spus. Faptul că ai ajuns la FCSB, ai o responsabilitate, ai un patron pe care trebuie să-l respecti, ai o echipă pe care trebuie să o respecti, pentru că în modul în care te comporți în fiecare meci contează foarte mult și atunci e foarte important. Ăsta e fotbalul până la urmă. El e profesionist și trebuie să-și vadă de treabă. Cristi, da, îți place echipa, lăsând la o parte, adică mă gândesc că și împrejurările au ajutat la acest transfer, adică Gigi Becali în ultima săptămână, noi am tot vorbit, că am tot râs, că l-am acuzat de multe ori că se bagă la echipă, dar până la urmă este, cred, singura echipă care face transferuri serioase și pe bani. Adică mă gândesc, vine Boboc, vine Radu Slavescu, acolo se creează și așa un grup de jucători noi, e un avantaj ăsta, că în primul rând că sunt toți jucători români, toți sunt jucători de perspectivă, adică și mediul e cu totul altul, nu? Deci, Bădălin, vorbeam în emisiunile anterioare de condițiile pe care le oferă echipele din România. FCSB-ul e extraordinar. Da? Avem terenuri, medicamentație, salariile la zi, tot ce oferă un club pentru un profesionist. Alte lucruri nu mai contează până la urmă. Hai că profităm de prezența ta așa telefonică în emisiune. În primul rând, bănuiesc că cu atât mai mult ți-a plăcut rezultatul de aseară. Aș vrea să-l comentezi și dacă ai văzut și meciul CFR-ului, te rog o scurtă părere. Nu prea am văzut, sunt sincer. Dar am stat-o pe telefoane, m-am uitat așa... Ai făcut așa pe semi-impresarul, nu? Sau cum? Da, nu, am tot stat pe telefoane, am văzut, într-adevăr, m-am uitat la toate meciurile. Am văzut 0-0 a făcut CFR-ul, nu? Da, da. 0-0, un meci greu, un meci de luptă, Craiova la fel, Betis la fel, ce am văzut, am tot dat un pe altul, chiar am urmărit meciurile. Să se califice echipele mai departe. Adică pentru mine e important, sau pentru noi, pentru România, e important să avem rezultate și să se califice mai departe echipele. Din ce am văzut, șanse sunt să ne calificăm mai departe după acest prim tur. Din păcate, Sipsi, iată, 0-3 în momentul ăsta. N-am văzut. Da. Sipsi nu prea am văzut, da. Și da. Zoria Lugansk, Craiova 1-0, minutul 86-87. Da. Da. Aici mai putem regla în retur. Corect. Corect. Cristi, da. Îți mulțumesc mult, să ne auzim cu bine și cu altă ocazie și succes fiului tău. Da, și eu vă mulțumesc pentru telefon și Doamne ajută să fie sănătos, să joace bine, Marco. Seară bună. Ne revedem aici la Fotbal Show și o să ne dai mai multe detalii. O să știu eu cum să scot așa mai multe detalii. Nu te-am luat tare acum, că încă ești euforic. Încă nu s-a uscat contractul. Da, exact. Încă nu s-a uscat cerneala. Încă e tânăr și mai are timp. Mulțumim, Cristi. Seară bună. Bine, Lusu, te pup.
Salut, da, interesant transfer, pe bani, repet, din nou. Deci... Da, mă, important că, uite, cum a zis și Cristi, l-a vrut. Exact. A plătit acea sumă, merită pentru că e un băiat, într-adevăr, foarte, foarte serios. Și într-un grup unde sunt foarte mulți tineri, condiții, jucătorii sunt plătiți la zi. Mă, sigur, au și un antrenor, așa cum am spus, cu personalitate, care va crea cu siguranță așa o concurență între ei, și starea psihică va fi alta. Vreau să vă întreb pe amândoi, dar prima dată pe Ionuț, pentru că el face așa parte din epoca mai modernă. Ce înseamnă pentru un fotbalist să vină un club să plătească bani pe tine? Adică cumva te obligă. Una este să vii liber de contract și zici, doamne, ai rămas fără echipă și te-am luat noi, că la noi vii. Și alta este să te vrea, exact cum a spus și domnul Sabău, să te vrea cineva, să dea bani pe tine. Că nu? Te motivează. Este momentul în care o echipă, așa cum este FCSB, o echipă importantă din Liga 1, plătește, dorește să te aducă, clar încrederea ta crește automat. Pe lângă asta, bineînțeles că te flatează, ai și cumva crezi foarte și responsabilitățile. Clar, așteptările sunt mult mai mari și momentul în care ajungi la o echipă cum este FCSB, știi foarte bine că dacă o să joci bine, automat faci pasul la echipa națională mai ușor, automat poți să faci pasul pentru un transfer în străinătate. Pentru că FCSB este un nume în Europa, FCSB... Are și perspective să joace în grupe. Exact. Asta spun că, clar, ești foarte bucuros și mai ales că este într-un moment, așa cum am spus, important al carierei. Era momentul în care el trebuia să facă pasul la o echipă bună din Liga 1 care să se bată pentru un obiectiv important. Acolo s-a dezvoltat, a crescut, însă acum are nevoie de concurență, are nevoie de alte provocări, are nevoie de oameni care să-l ajute să se dezvolte și mai mult. Și normal, așa cum toți am spus în seara asta, te responsabilizează în momentul în care se plătește o sumă pentru transferul tău. Domnule Sabău, aceeași întrebare. Noi am discutat atunci și când vă transferați voi la începutul anilor 90. Am avut eu o sumă eronată, mi-ați spus că de fapt a fost 1,5 milioane de dolari, dar pe lângă faptul că cei de olandezii au făcut inclusiv stadionul, sau au renovat stadionul Dinamo, adică bănuiesc că încă vreo jumătate de milion. O sumă de bani plus refacerea stadionului. Suma asta și faptul că auzea, că știați și dumneavoastră de suma care... Sigur, să plătești niște sume. Adică vă te motiva. Responsabilizează, adică, te motivează, dar și te responsabilizează. Adică, sigur, și te simți important, simți exact. Și el se simte, da mă, uite, am că am cotă, calitate, am valoare. Da, exact. Dacă s-a plătit această sumă, sigur, e normal, e un avantaj pentru tine și în fața celorlalți. Pentru că, până la urmă, nu vii așa, un transfer, ieși tu pe acolo, în lot, faci parte. Nu, vii, am dat niște bani, bun, în momentul acesta trebuie să te pregătești, trebuie să te lupți pentru un loc de titular, adică să joci. Sigur, de acum începe, de fapt, greul, pentru că va trebui să intre, să se integreze foarte rapid. Nu știu în ce poziție, cu cine va concura, care va fi jucătorul cu care se va lupta pentru postul lui. Eu sper să reușească. Contează foarte, foarte mult. Dar e un tip care îi place să muncească, obișnuit de tânăr într-un campionat sau o țară importantă. Vorbim de Anglia, pentru că el de foarte tânăr a plecat acolo. Și cred că a ajutat foarte enorm mult acest lucru, da, și la formarea tip lui. Implicat în timpul jocului. Da. Ionuț, mai ții minte care a fost cea mai mare sumă plătită pe tine în cariera ta? Mai ții minte? Cred că de la Rapid la Steaua. Eu nu mai ții minte. A fost? Cât a fost? Mai da. Ții minte? 1,600. Oh, bun. Da, bun pentru vremea aceea. Bun și pentru ce bani să te dau pe vremuri și în România. Bine, și nu foarte îndepărtat. Era fusese sezonul 2005-2006, da. După care sezonul 2006-2007 și atunci după acel sezon. Au fost și jocurile europene, da. Atunci. Fost, pentru că au fost performanțe importante și automat cota crește. Era și jucători de națională totuși. Da, nu? Adică nu? Erau niște performanțe în spate și aveam atunci 25 de ani. Na,
pe undeva era normală cifra care se plătea pentru un jucător, pentru că, așa cum am spus, erau rezultatele, datorită rezultatelor pe care le-am avut atunci cu Rapid, era o cifră, spun eu, normală. Da, haideți să revenim la vremurile noastre. Și jucătorii români aveau cot, aveau valoare. Da. Se căutau foarte mult jucători din România. Revenim la ale noastre. Universitatea Craiova, minutul 90, Zorya Lugansk 1-0, Cep și 0-3. Acolo cred că e deja casa cam terminat. Este cel mai greu adversar și până la urmă. Contează foarte mult și cu cine joci, până la urmă. Da. Diferență mare de valoare, de ritm, de... contează experiență la acest nivel. Da. Poate puțin dezamăgitor Craiova din ceea ce am urmărit. Sigur, n-am văzut ultimele 15 minute că am intrat în... Parcă așa, în greu, e sufocat. Nu vorbim aici de încredere, dar a fost dominată de o echipă care din decembrie n-a jucat niciun meci oficial, cu un singur brazilian, mi se pare, un jucător străin, dar echipa care a controlat jocul. Ma, sigur, e un scor care poate fi întors, e doar 1-0, probabil că așa se va și termina acest joc. Dar prea puțin, așa, nu știu, parcă o echipă speriată, parcă timorată, așa, nu știu. Mi s-a părut și ca ritm, așa, destul de, parcă, obosită. Da. O să analizăm în detaliu ce s-a întâmplat și în meciul din Polonia. Sunt prelungiri acolo și o să revenim după finalul meciului pe care îl puteți urmări pe Prima Sport 2. Luăm așadar o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Am revenit la Football Show, ediție europeană, din păcate, însă Șepși și cu Universitatea Craiova nu au obținut, sau mă rog, Șepși încă se mai joacă, Universitatea Craiova nu a obținut un rezultat, să spunem, sperat, dar cred că cel mai mult domnilor a îngrijorat jocul. Așa, poți să mai pierzi un meci. Da, pentru că am mai avut 3-4 situații clare de a înscrie. Ce credeți că se întâmplă la această echipă? Ambiții mari, dar când se iese pe teren, mai ales în meciuri europene, parcă e așa o ruptură, parcă uite tu, fotbal. Nu ce discutam înainte. Mentalitate. Încet, încet, trebuie să găsești acei jucători care fac față, adică nu numai care își doresc, care și fac față la acest nivel și să câștige la presiunea care există, să câștige campionat, să aibă și calitate, la fel o stare de spirit bună, foamea de performanță, de a te autodepăși de fiecare dată, de a te antrena mult mai bine. De asta e nevoie. Jucători care să nu se mulțumească cu puțin, să nu se mulțumească doar că are un salariu foarte, foarte bun pentru România și să gândească mai puțin la performanță. Ionuț, care... nu e ușor să găsești. Care crezi, Ionuț, că ar fi principala explicație? Nu neapărat jocul ăsta. Totuși pierde Craiova un meci cu o echipă care n-a mai jucat din decembrie. Sigur, ucrainenii determinați, buni pe fizic, ok, căldură, am înțeles. Nu e cea mai bună formă în momentul ăsta. Dar acolo se văd niște rupturi. Nu știu, eu așa mi se pare. Da, știi care e o problemă în vestiar, o problemă de management. Poate mai multe lucruri și din afară. Bine, da. Zici. Mădălin, noi am văzut în ultimii ani Craiova care a încercat de fiecare dată în play-off să se apropie și au fost momente importante când putea să câștige campionat. De fiecare dată în ultimii 3 ani de zile a clacat. Și vedem că în continuare Craiova nu are jucători care să ridice nivelul ăsta, să treacă peste aceste probleme. Ne așteptăm la un meci cum a fost cel din seara asta, știind foarte bine că ai în față un adversar care n-a mai jucat un meci oficial din decembrie, ca acei jucători cu valoare, cu experiență pe care Craiova probabil se bazează pe ei, să facă diferența, să ridice un pic nivelul. Adică să te domine o echipă, să aibă atâta ocazie. Hai să analizăm puțin și golul ăsta, dacă tot avem acum imaginile, să iei așa gol din fază fix, mi se pare un... De această ocazie, am mai avut două ocazii foarte... De gol, au mai fost două ocazii clare de tot. Scoase de portar. La faza asta fix, n-am înțeles de ce Pap se lasă jos.
Aici ori a avut senzația că iese portarul și cumva să... Dar tu ca fundaș aici joci faza, joci mingea, că vine portarul și sare cu pumnii și te lovește și pe tine ca coechipier, ai partea a doua, dar tu acolo ești fundaș și tu trebuie să respingi. Într-o apărare în care văd că la faza asta s-au apărat în zonă, vine acel jucător cu elan, deci nu e normal o fază de asta fixă să fie tratată așa. Adică uite, multe probleme de genul ăsta am văzut în apărare, nu e prima greșeală. Multe așa invitații pe care dai tu, nu dau eu. Dar mie mi se pare că în primul rând cel care înscrie, îl cheamă Denis Nagnoi, mă scuzați, dar nu prea știu, are 19 ani și 1,75 m, Ionuț. Da, adică vedem și pe reluare, Mădălin. Haideți să aducem jucătorul ucrainean în România, domnule Sabo. Dacă tratată foarte, mai... foarte lejer această fază. Adică e o fază... Așa, niște greșeli pe această fază. Ionuț, nu sunt fundaș central. Ce spuneați antrenorul dacă înscria un jucător de 1,75 m, da, de 19 ani? Lucruri de bază, Mădălin. La o fază fixă, niciodată nu trebuie să aștepți mingea. Trebuie să ataci mingea, mai ales când joci în zonă. Cei patru apărători, cum sunt puși în zonă, niciodată nu așteaptă mingea, pentru că automat adversarul îți vine cu elan și are avantaj. Linia de patru ar trebui să atace în față, tocmai pentru a nu a lăsa posibilitatea atacantului să vină sau adversarului să vină printre și să-și facă loc. Mi se șopește linie... în cască, scuză-mă Ionuț, da. 5 meciuri în toată cariera are băiatul care ne-a marcat... Să bine, spun. Păi dacă s-a apucat de fotbal și a început războiul. Ne uităm la toți, la această fază, toți jucătorii de la Craiova stau pe loc. Ori n-ai cum, în momentul în care nu te miști înainte să atași mingea, oricine poate să dea gol la faza asta. Dar haideți să mai vedem și alte ocazii din meciul ăsta, că dacă tot am început să facem analize, haideți să vedem aici un penalti... un posibil pe Ivan. Hai să ne uităm, că până la urmă trebuie să ținem cu aia, da, niște, nu cred, nu? Am văzut reluarea și nu. Adică aici chiar putea să ia un galben pentru simulare, dacă... E, da, piciorul e puțin băgat în față. Ia să vedem. Hai să ne uităm mai atât. Lateral. Da, și nu cred că l-atinge. Bine, Ivan mai face din astea destul de des și în campionat. Mai avem și metehnele astea, domnule Sabo. Din băieții ăștia care nu joacă din decembrie, dar vin cu cuțitul în dinți și vin determinați. Și echipă încenați. Care a controlat jocul, a avut posesia mai bună, a avut tot timpul inițiativa. Da. Haideți că o să încerc să găsesc și niște statistici, să vedem la acest meci. Haideți să mai vedem și alte faze, pentru că ați văzut vreo ocazie mare a Craiovei? M-am uitat sincer, mai mult pentru că noi Lazar asta a fost omul primului sfert de oră, în primul rând. Da, asta arată momentul în care, iar la fel, Lazar a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Craiovei, că a suferit și a suferit mult. Adică, ce spuneam, Craiova duce lipsă de jucători care să ridice nivelul echipei. Haideți să vă spun statisticile, că e mai rău decât credeam. Că noi n-am urmărit ultimele 5 ne-am uitat și la Shape și ne-am uitat și, în fine. 60% posesie Zorya Lugansk. Șuturi la poartă 15-7, șuturi pe poartă 7-1. Vă mai spun mai departe? Nu vă mai spun. Nu, mai are sens. Nu, da, asta și văzut. S-a văzut diferența. 180-87, numărul atacurilor. 98-45, atacuri în ultima treime. Adică... rezultatele sunt nedrepte de multe ori, dar aici mi se pare că nedrept pentru Zorya. Se vedea și pe joc, adică în timpul meciului, cât am apucat așa să urmărim meciul, se vedea că adversarii aveau inițiativă, au venit cu multe ocazii, multe ocazii. Din păcate, așa cum am spus, foarte puțină inițiativă, foarte puțină mișcare. Am văzut, analizam din nou, pentru că este un alt meci nereușit pentru Colici, unde pierde mingi ușoare, echipa cealaltă vine din nou peste tine. Clar, probabil și cu echipierii, când văd astfel de mingi pierdute, caz un pic cu moralul și te gândești, bă, iar am pierdut, iar vin peste noi.
Adică, clar, nu este într-un moment foarte bun. E vorba de mentalitate, când spune domnul Sabu, fotbalul îți dă ocazia după 3 zile sau după o săptămână să revii. Adică vine un program dificil. Ești privilegiat că poți demonstra după aceea că poți fi mai bun. Va fi un program dificil pentru Craiova. Acest meci, a avut acest meci, are duminică, derby orașului, după care, da, știi care vine returul. Acolo poate să bată, să zicem, să-i bată pe FCU. Și cu ce ai rezolvat? Că ai fost dominat de o echipă care n-a jucat din decembrie. Locul 4 din Ucraina, adică nu-i Dinamo Kiev sau Shakhtar Donetsk, că înțelegeam. E Zoria Lugansk, tot respectul. Ei s-au tot depășit străini care au fost, exact, cu excepția... Dar lăsând la o parte că-s doar ucraineni. Mulți sunt sub 21 de ani, 22 de foarte ani. Foarte tineri. Niște copii ucraineni. Dar foarte bine instruiți, jucători cu personalitate. Au avut posesia, jucători care... Se vedea clar că știu ce au de făcut atunci când au mingea la picior. Se desfăceau, întorceau jocul, pasau una, două atingeri. La fel aveau așa încredere să joace în unele situații chiar 1-1. Apărătorii să deposedeze. Deci mi s-a părut o echipă să aștepte, o echipă care să pună pe două linii. Deci chiar... Cumva știind situația echipei ucrainiene fără meciuri, dificultatea cu care se confruntă, tu ar fi trebuit să pui mai multă presiune, exact, să-i supui greșelilor pentru că ar fi venit. Momentul în care, normal, tu îmi faci doar mișcarea asta laterală, normal că vin acei jucători cu calitatea pe care o au. Și așa cum menționam, sunt foarte mulți jucători tineri. În momentul în care tu nu pui presiune pe acești jucători tineri, ei cumva prin curaj, calitatea au. De asta s-a și văzut în ocaziile pe care și le-au creat, pentru că au fost lăsați. Foarte multe dueluri pierdute, foarte multe aceste 1-1 pe care Craiova, așa cum ne-a spus, le-a pierdut. Au dus la astfel de ocazii, la astfel de cifre pe care tu le-ai menționat. Și asta în condițiile în care eram, cred că, tot în aceeași formulă la emisiune după meciul cu albanezii de la Vlasni. Exact. Unde am văzut, într-adevăr, mă scuzați, penalti pentru Șepși, care, apropo, în repriza a doua, este 1-3. Bun. Șepși face o repriza a doua mult mai bună, adică și cu un adversar greu, mult mai greu. Haideți să, poate Craiova, dacă ar juca, să-i pune să joace numai cu echipe grele. Mai reușește un gol Șepși și reintră. Da. Reintră am lăudat de jocul atunci, a arătat excepțional. Cum se poate să ai așa de această cădere, această diferență? Eu nu pot să înțeleg. Aveți vreo explicație? Să faci meciuri atât de diferite? La cine te referi acum? Cu Vlasnia, când au jucat cu Vlasnia și... vorbeam da, eram, cred că în aceeași formulă da, eram da, aici da, da. Și... Nu, de Craiova vorbesc acum. Da. Cu Vlasnia, 3-0 sau cât a fost? 3-0. Bine, am zis, mi s-a părut o echipă care astăzi nu a stat bine nici din punct de vedere fizic. Eu nu-ți vorbea aici de pressing, dar ei nu făceau un pressing să ia mingea, făceau un pressing doar să acopere terenul, mișcare. Să... par așa o echipă care din punct de vedere defensiv să stea bine, dar sigur, trebuie să ai, normal trebuia să aibă ei inițiativa, nu să te consideri superioară ca echipă, pentru că sigur, nu știu dacă nivelul nostru e ca să ne considerăm superior altor echipe în momentul de față. Dar măcar să rivalizăm. Dar, sigur, eu când pregătesc, acești jucători n-au jucat meciuri oficiale. Mie îmi dă încredere, adică eu sunt mai bine pregătit decât tine. Nu? Au plecat, când aud, au plecat toți jucătorii străini, au plecat de la echipă și au rămas... Și cei care sunt, cum să spun eu, recrutabili, adică dacă se face mobilizare, deci ei stau și cu spectrul ăsta. Străinii erau titulari, mă bun, nu sunt, n-au relații de joc, au jucat foarte multe, într-adevăr, din decembrie foarte multe meciuri amicale. Suntem mai buni decât ei, suntem mai bine organizați. Să fim mai motivați cu toate problemele care sunt acolo la ei, iar astăzi se arată așa cum au arătat, sigur că... Știți câți jucători depășesc vârsta de 21 de ani de la cei care au jucat astăzi de la Zoria? 2. Știți câți jucători depășesc vârsta de 21 de ani? Cei 2 și cu încă 2. Deci nu, e o echipă foarte tânără. Exact. Asta mă uitam acum, portarul are 22 de ani. Au un fundaș de 31 de ani, dar cel care a marcat abia împlinit 20 de ani. Ceilalți fundași au 19, 22. Mijlocașii, 24, 25.
23, mă scuzați, deci mă, da, el bun, e deja da, bătrân la 23. Cred, adică tânere, nu se poate tânere, așa ceva, nu. Adică mie asta mi se pare trist. Nu neapărat că, până la urmă, Zoria e un club bun. Adică, da, trebuie să luăm, trebuie da. Să luăm o pauză și revenim cu analiza acestei partide. Așteptăm, bineînțeles, și rezultatul final de la Șep și Giurgard Zrămnescu. Am revenit la Football Show. CFR a obținut o remiză. Universitatea Craiova este învinsă, la fel probabil și Șepsi, acum mai sunt câteva minute. Este 1-3 cu Giurgard. Aș vrea să mai analizăm puțin ce s-a întâmplat la Craiova, sau mai bine spus, perspectivele. Scorul nu este, adică bănuiesc așa, la nivel teoretic, Universitatea Craiova poate să întoarcă rezultatul ăsta, nu? Da, nu se mai pune nici gol în deplasare, deci poți să bași și cu 2-1 sau cu 3-2, măcar să mergi în prelungiri. Depinde ce atmosferă se va face când va juca cu FCU. FCU. E important meciul din weekend și după aia urmează returul. Aici și tot. Și Zoria Lugan se va antrena frumos. Ai pierdut astăzi, pierzi cu FCU. Bine, am zis. Și nu știi care va fi atmosfera, așa ca și joc, sigur, poți să întorci rezultatul. 1-0. Fiind vorba, un meci de orgolii, pot să mai apară accidentări. Uzură? Da, pe când consum fizic, da, energie. Pe când cei din Ucraina se odihnesc, au meciul, au toată săptămâna până la retur. Asta spun, pregătesc numai meciul ăla. Da, dar va fi o provocare pentru Balin, pentru că nu este deloc ușor să... Și sunt sigur că și după rezultatul ăsta sunt discuții și emoțiile. E greu să construiești o echipă competitivă cu jucători care să aibă caracter, jucători să... La Universitatea Craiova, cred. Cum? Că ce e acolo, pe Facebook-ul Universității Craiova, acolo, cred că, v-am spus, acolo sunt 20.000 de antrenori, nu numai unul. Ai nevoie de jucători care se joace pentru echipă, să ieși într-o situație în care, știu, cu echipierul e într-o situație mult mai bună să-i pasezi, nu? Așa se face grupul, la fel... ai pierdut mingea, să fii primul care încerc să recuperezi, a pierdut cu echipierul meu, colegul meu imediat vin să recuperez în locul lui, asta înseamnă grup, asta, și asta se construiește în timp. Și cel mai greu lucru, să creezi așa un grup omogen de oameni, de caractere, și cu uniți. Prietene, și prieteni. Exact. Prieteni. Asta eu nu-ți mi s-a părut. Unul care trebuie să decidă antrenorul, la fel conducerea să-i plătească, să-i dea autoritatea antrenorului, așa mai departe, să te lupți tu ca antrenor și să vadă jucătorii că de fapt tu le aperi interesele lor. Creezi concurență, ești corect față de toți, ai mână liberă? Nu, asta necesită timp. În momentul în care ieși la o echipă cum este Craiova, care în ultimii ani s-a bătut la campionat, s-au fost acolo în primele trei echipe, tu ca și antrenor, clar, știi că ai la dispoziție niște jucători peste media campionatului, adică cei mai buni jucători sunt acolo, așa cum este la CFR, cum este la FCSB. Dar, în multe momente pe care noi le-am analizat aici, clar duc lipsă la nivel de grup, de omogenitate, de individualism, parcă exagerat, da, pentru așa, că da. Vedem pe Ivan, care și-a de multe ori acțiuni individuale, îl vedem pe Bayram, care era la fel, ia foarte multe acțiuni. La fel. Iar toate aceste lucruri cumva frâng din avântul pe care ar trebui să-l aibă Craiova ca și echipă. Aici trebuie lucrat foarte mult. Odată ce spuneam, jucători care să cu personalitate, dar și la aspectul acesta de grup, de echipă, de echipă adevărată, nu doar așa din gură, pentru că în astfel de momente și nu este singurul meci, cum am văzut și din Albania atunci, trebuie să vadă acel grup, forța grupului. Dar asta cu oboseala, domnule Sabău, de ce ar fi obosit jucătorii? Care ar fi motivele? Pentru că e clar că a existat o oboseală, nu știu dacă fizică, mentală sau de... Bine, se poate gândi că poți juca din 3 în 3 zile. Pregătirea, sigur, la anumiți jucători încă mai au nevoie de timp să ajungă la un nivel bun. Dar antrenamentele asta până, jucător, antrenamentele până la urmă ce ai făcut în perioada de pregătire... La fel, viața ta privată, care e foarte, asta foarte spuneam, importantă. Că tu degeaba te duci și te pregătești la sală dacă după aceea mănânci cifuri sau asta nu dormi. Asta înseamnă să fii profesionist, nu? Să exact, pregătești bine. Jocurile, fiecare joc să-l pregătești cu maximă stres. La fel, un alt aspect important, nu știm, adică nu vreau să
spun ceva care, sigur, doar așa presupun, faptul că jucătorii trebuie să aibă discuții cu patronul clubului, cu oamenii din adică conducere. Adică spuneți că n-ar trebui să fie bisericuțe. Să se consulte jucătorii. Nu cred că se întâmplă. Dar o problemă în fotbalul românesc asta este. Foarte mulți dintre conducători, pe parte de tactică, pe parte de metoda antrenorului, de cum se comportă antrenorul cu ei, mai mult au acest obicei de a se consulta foarte mult și a cere părerea jucătorilor. Da. Ceea ce e foarte, da, foarte greșit. Că imediat antrenorul pierde autoritatea. Și este și genul de antrenor autoritar. E și genul de antrenor mai rece. Nu, așa trebuie să fie antrenori. Antrenorii asta trebuie să facă. Să se impună, să creeze acea concurență care motivează pe jucător să fie serios, profesionist, să pregătească foarte bine. Nu te pregătești, nu joci, cum face Dan Petrescu. Iar dacă mie vine cineva și îmi tot șoptește la ureche că ăla trebuie să joace, ăla trebuie să joace, ăla e sau așa. Să se ducă un jucător și la patron, nu mai joacă, să părască, formă, sau... Și dacă nu mai joacă, îmi face atmosferă, exact. Îi mai ia și pe alți 2, 3, 4 jucători care nu joacă, care sunt nemulțumiți, s-a terminat grupul. Nu mai poți să faci performanță, nu mai poți să intri în teren motivat, să lupți și pentru ce înseamnă staff. Și atunci care vira antrenorului în situația asta? Pentru că antrenorul e primul care plătește. Bine, și tu va trebui să găsești metode ca să creezi acest grup, până la urmă. Dar e foarte important, foarte important ca această autoritate, în primul rând, să dea conducerea. Încă nu e totul pierdut, Ionuț, totuși, nu? Nu. Clar nu, adică am văzut-o și în turul precedent, cum Craiova a arătat o altă față în momentul în care a jucat returul cu albanezii. Clar și aici. Eu sunt sigur că Craiova, dacă va avea o altă atitudine și în seara asta, dacă avea o altă atitudine, putea să marcheze, putea poate să egaleze, dacă nu să câștige, adică acest meci. Dar așa cum s-a dus tot meciul, clar, e un rezultat cât se poate de corect. Chiar puteau să primească chiar mai multe goluri, pentru că, așa cum am spus, Lazar a fost, cred că, cel mai bun jucător al Craiovei și asta nu este deloc ok pentru o echipă care își dorește să treacă în turul următor. Așa că, iar la fel, sus, jos, aceste meciuri cu oscilații în abordare, în atitudine, clar nu-i ajută deloc pe Craiova. Perspectiva meciului care va urma, clar se creează o presiune, clar vor fi niște articole interesante în zile următoare și niște discuții. Vedem deja că patronul echipei, celor de la FCU, deja creează tensiuni. Odată cu acest rezultat va crește și mai mult. Deci, antrenorul sub semnul întrebării va fi, nu va fi. Acolo întotdeauna e așa. Da. Asta zic. Pe lângă lipsa de rezultate mai apar și astfel de tensiuni.